Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum să uniți sau să contopiți două materiale video într-unul singur folosind Video Editor. Sigur că nu numai două sau mai multe materiale. Vom folosi Video Editor, un program care este gratuit și preinstalat la orice versiune de Windows 10. Mai întâi vom accesa din meniul Start al computerului nostru, Video Editor. Scriem în Start Video Editor. Gata, și accesăm programul Video Editor. Așteptăm să se deschidă programul. Apăsăm New Video Project. Dacă avem în limba română, proiect nou. Apoi ni s-a deschis aici și avem acest buton Add. Întâi dăm numele acestui proiect în care lucrăm. Contopire materiale video, îi voi spune eu. Apăs OK. Apoi, din partea dreaptă la Add, adăugăm fișiere. Fișierele pot fi de tip video, imagini sau audio. Din calculatorul nostru, de pe internet sau din colecțiile predefinite ale Windows. Eu voi alege din calculatorul meu, voi adăuga materiale tip video. Vă voi exemplifica cu două materiale video și o imagine, ca să vedeți cum funcționează. De exemplu, am eu aici niște bucăți de înregistrare pentru lecția Europa, vegetația, fauna și solurile, chiar și un intro. Voi adăuga intro-ul, fie le adăugăm pe rând, adică facem click pe unul și apăsăm Open, fie, după ce s-a adăugat acesta, din nou dăm Add from this PC și din calculatorul nostru de acolo, de unde avem fișierele, putem să selectăm și mai multe. Cum facem acest lucru? Dând click stânga pe fiecare și ținând apăsată tasta Control a tastaturii, CTRL. Da? Facem click pe fiecare dintre materiale pe care vrem să le adăugăm. Te voi alege și o imagine, cea pe care am scris eu Picto, da, de la pictogramă. Și ultimul material video. Deci am selectat acum, după cum puteți vedea, mai multe. Am selectat pictograma, două înregistrări și outro-ul, cum i-am spus eu, cel de final. Și apăs Open. Și veți vedea că acum se vor adăuga toate cele patru. Iată-le. Apoi urmează să le adăugăm în timeline, da? Sau storyboard. Cum facem acest lucru? Fie bifând această căsuță și apăsăm Place in Storyboard, fie le tragem cu click stânga, cu drag and drop, jos în storyboard. Bun, iată, mi-arată că acest videoclip va avea 10 secunde, atât cât are el în mod original. Apoi pot adăuga după acest videoclip, de exemplu, o imagine. Iată, am pus o imagine, mi-arată aici cât ține, 3 secunde. Pot schimba durata cu opțiunea Duration. De exemplu, după intro, să apară timp de 7 secunde sau pot pune eu altă durată aici scriind-o, 11, spre exemplu, 11 secunde, să apară această imagine. Dacă vreau peste această imagine, pot adăuga și text cu opțiunea text. Da? De exemplu, mai multe tipuri de text și ce vreau să scrie aici, pictogram. De jos putem alege cât să țină acest text. O voi lăsa, de exemplu, toate cele 11 secunde cât ține. Și aceasta, da, pot pune din partea dreaptă, pot adăuga să fie textul sus, jos, în stânga, în dreapta, da, și apăs Done. După care trag, așa cum v-am arătat, cu drag and drop și celelalte materiale. Da? După care, pentru a finaliza materialul meu, pentru a finaliza videoclipul, în partea dreapta sus, apăs Finish Video. Aleg calitatea la care să-mi exporte, aleg la cea mai mică calitate pentru a merge mai repede și apăs Export. Odată apăsat Export, nu am de făcut altceva decât să selectez unde vreau să salvez acest fișier și apăs Export. După care veți vedea că se deschide această fereastră în care mi-arată progresul exportului, adică cât timp mai durează până se va exporta videoclipul meu. Poate dura în funcție de durata videoclipului, de la câteva zeci de secunde până la câteva minute.
Bun, cam atât aveți de făcut, dragilor. După ce se va termina de exportat, după ce va termina programul de exportat, veți găsi în fișierul în care ați salvat materialul video cu toate aceste elemente. Da? Intro-ul pe care l-am pus eu acolo, am pus apoi o imagine care va fi afișată timp de 11 secunde, apoi celelalte 3 bucăți video. Dragilor, sper că acest tutorial vă va fi util în lucrul vostru cu materiale video sau cu videoclipuri pe care doriți să le prezentați la clasă. Poate că aveți mai multe videoclipuri cu o durată scurtă și vreți să le contopiți într-unul singur. Puteți face acest lucru gratuit cu ajutorul Video Editor al Windows 10, un program preinstalat gratuit. Dragilor, până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc multă sănătate și toate cele bune. La revedere!